ziua! Bine ați venit în Muzeul de Artă, în această zi frumoasă de vară. Astăzi este zi de mare sărbătoare. Este ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, este ziua de Sânziene și mai ales prilejul care ne-a adunat pe toți astăzi de aici, este ziua ei. În ultimii ani, în România, această dată de 24 iunie, ziua de Sânziene, a fost aleasă ca să celebreze și să aducă un omagiu ei românești. Data a fost propusă de comunitatea online la Blues Român, iar de anul acesta, această zi de 24 iunie, a devenit oficial Ziua Națională a Iei. Mai mult decât atât, România și Republica Moldova au depus anul trecut un proiect la UNESCO care se numește Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, pentru a fi înscrise în lista elementelor de patrimoniu imaterial ale umanității la UNESCO. Anul acesta, în toamnă, această cerere va fi analizată și, în mod sigur, IA românească va deveni oficial un element de patrimoniu UNESCO. IA românească este într-adevăr un element identitar al culturii noastre care a depășit de mult granițele țării. A stârnit interesul numeroșilor creatori și designeri din lume și a ajuns pe podurile de modă din întreaga lume. Creatori și designeri internaționali foarte bine cunoscuți au fost inspirați de acest element vestimentar, identitar al țării noastre. De la Yves Saint Laurent, Oscar de la Renta, Dior și așa mai departe, foarte, foarte mulți. Au fost fascinați de IA românească și s-au lăsat influențați în crearea costumelor și a elementelor de modă. Încă din prima jumătate a secolului 20, în perioada interbelică, mai ales ambele noastre regine, și regina Elisabeta și regina Maria a României, au îndrăgit foarte mult, au fost îndrăgostite de-a dreptul de IA românească și au promovat-o în marile evenimente de rang înalt, regal, promovând-o la toate expozițiile mondiale de pe mapa mondă. Din acea perioadă datează atelierele regale care lucrau aceste ii și care le-au promovat în lumea întreagă. Aceasta pentru că ele au înțeles foarte bine că aceste ținute fastoase și emblematice sunt un element de identitate și semnificativ pentru etnie. Asta este motivul în care astăzi ne-a adunat pe toți aici, adunându-ne în jurul acestei expoziții. Expoziția se numește Emago Costum. Este conceput, conceptul este al Iraidei Florea, aici alături de mine. Este o tânără, încă tânără creatoare și promotoare și cercetătoare în ale imaginii, costumului, designului, fashionului și așa mai departe. CV-ul ei este destul de impresionant. După studiile economice pe care le-a făcut inițial, a absolvit Academia de
Institutul Marangoni din Shanghai, la secția de coordonare fashion. Are o lucrare de cercetare la Facultatea de Litere a Universității din București, care se numește o cercetare interdisciplinară a imaginii costumului etnic românesc. Are mai multe premii Best Art Director la Shanghai. Este fondatoarea și directorul creativ al platformei creative de imagine eFashion Factor la Shanghai, deschisă și în România din 2017. Este creatoarea proiectului cultural Hiperborean Folklore, cu care a realizat mai multe evenimente culturale și expoziții. Este de asemenea colecționară de costum tradițional. Tot ce vedeți aici face parte din colecția ei particulară. Adună cu pasiune, are foarte multe costume. Ceea ce vedeți aici este doar o parte din ele. Iar acum, pentru a vă prezenta mai în amănunt acest concept și acest proiect al ei, am să-i dau cuvântul să ne spună câteva cuvinte mai aplicate despre ideea și conceptul acestui cuvânt. Vă mulțumesc mult de tot, mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc în primul rând Muzeului Județean de Artă Prahova, Ioan Ionescu Ghintus și întregului său personal, care și-a adus aportul extraordinar la realizarea acestei expoziții, cu susținerea Comisiei Naționale a României la UNESCO. Aș începe să vă urez un la mulți ani purtătorilor, creatorilor și iubitorilor de IE. IA ca fragment important și cel mai trudit și reprezentant al costumului tradițional românesc. La mulți ani, IE Ciocârlie! La mulți ani, cămașă cântată, cămașă cu ari de dor. La mulți ani, ie sărbătoare, țesută cu sută, cu raze de soare, cu fluturi scripitori în multe culori. La mulți ani, cu sătoare măiastre și vouă, la mulți ani, dragi purtători. Asta era... Erau câteva versuri pe care le-am scris ieri în emoția pregătirii acestui foarte scurt discurs, în care vă voi spune că Folclor Hiperborean este proiectul de imagine cultural pe care l-am inițiat în 2016 la reîntoarcerea pe meleaguri românești, pentru cei care nu mă cunosc când a ajuns și nu știu acest lucru. Este un proiect de imagine care reprezintă și prezintă costumul tradițional românesc, așa cum el s-a metamorfozat sau nu s-a schimbat de-a lungul timpului, de aproape două secole de când se scrie și se cunoaște destul de multă informație istorică, socială și antropologică despre el. Imago costum, conceptul acestei expoziții, ia naștere ca urmare a studiilor de cercetare din cadrul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii de la Facultatea de Litere de la Universitatea București, așa cum v-a spus deja doamna Necula, și propune astfel un dialog între cele trei dimensiuni de existență ale costumului tradițional românesc, și anume prezența, prezentarea și reprezentarea acestui costum. Evident, IA face parte din acest ansamblu cultural care ne identifică ca națiune. Deci, ceea ce vedeți dumneavoastră în expoziția pe care am pregătit-o aici este un simplu dialog între prezența obiectului cultural, costumul tradițional, pe care îl aveți într-o horă tradițională în prima încăpere, prezentarea lui pe podiumurile de modă și reinterpretarea totodată a costumului
pe care îl aveți în ultima încăpere a expoziției, costume care au fost create de mine și inspirate de piesele acestui costum și reprezentarea în fotografia fashion contemporană. Fotografie care este realizată de mine cu colecțiile pe care le dețin, atât de costum tradițional, cât și de costum contemporan couture. Eu o cunosc de când eram copii. De când ne cunoaștem de foarte mult timp. Avem aici în sală persoane care la fel s-au jucat împreună cu noi. Ecaterina, mai există persoane care s-au jucat cu noi pe stradă și care au fost îmbrăcate de Ira Ira. Că de fapt noi eram de vremea aceea păpușile ei și se distra cu noi. Era foarte rea, dar noi o iubeam pentru că era talentată. Am să-i cânt în această, de fapt pentru ea și pentru dumneavoastră, am să cânt două melodii care s-au născut din acest concept, care presupun ideea de hiperborea, ideea de fără tărâm și de fără vârstă și de pace. Sperăm să vă placă și să le purtați în suflet cu dumneavoastră. Prin vânt, dinspre soare,